Bună dimineața! Răzvan Stancu, piața dumneavoastră de astăzi. Scopul acestui webinar este comunicarea între Inventor și Revit pe partea de BIM, pe partea de construcții, punând atât în locul producătorilor de echipamente pentru această industrie, cât și în poziția arhitecților și instalatorilor care au nevoie de diverse echipamente pentru a le folosi în proiectele proprii. Prin urmare, ceea ce vom încerca să arătăm astăzi este ce putem oferi către industria de construcție, o să-i spun deja BIM, și ce putem obține de la un producător de echipamente atunci când avem o implementare BIM sau un proiect în acest sens. Apoi, undeva în finalul prezentării, o să vă arăt două exemple de flux de lucru automatizat între partea de programare în Inventor, iLogic, și partea de programare în Revit, respectiv Dynamo. Prin urmare, în această sesiune o să vedem ce putem face out of the box, adică cu ce avem în soft, și aici avem trei aplicații, Inventor, Configurator 360 și Revit, și apoi ce putem concepe out of the box, ce putem adăuga peste ceea ce ne oferă aplicația implicit, iar aici discutăm de Inventor, Excel, prin export, Dynamo și, bineînțeles, finalul este Revit. Ceea ce urmări este ce reprezintă partea de bibliotecă sau conținut BIM și ce flux de lucru Revit putem adăuga sau oferi producătorului de produse pentru zona de clădiri. Apoi trebuie să vedem cum poate Inventor să simplifice produsele, pentru că avem nevoie de diverse niveluri de taliere pentru Revit. Cum poate Inventor să publice metadata și proprietățile către Revit, cum ne ajută Configurator 360 în vizualizarea și selectarea produselor de pe un site, produse de catalog, și apoi cum pot clienții Revit să configureze și să descarce modelul specific în formatul de care au nevoie pentru proiectul lor. Câteva mici întrebări și relativ scurte. Care din modelele de mai sus sunt BIM? Care e cea mai ușoară metodă pentru un producător să livreze informația sau către BIM? Care sunt primii pași pe care el trebuie să-i facă pentru a accesa sau a transmite aceste informații mai departe către zona de construcții? Și cum poate adăuge el aceste informații modelelor sale? În urmare, o să încercăm să răspundem la aceste întrebări pe durata acestei prezentări. Ca și definiție, ceea ce înțelegem prin conținut BIM sau prin bibliotecă BIM se referă atât la date cât și la geometrie. Mai mult, dacă vine zona de instalații, ne referim și la conexiuni inteligente, conexiuni pentru sistemele clădirilor. Poate fie de ventilație, poate fie de diverse conducte electrice și așa mai departe. Apoi ne referim la produse distincte, la produse familii pentru Revit, nu ne referim la tot planul clădirii sau la tot sistemul unei clădiri, fie că de ventilație, fie că de sanitare. Produsele care sunt acoperite în această zonă și majoritatea sunt aplicațiile pe care le putem utiliza în a livra acest conținut către zona de construcții. Odată ne referim la elemente standard sau configurabile tip catalog, aici vorbim de uși care este elemente de luminat, sanitare, lifturi și așa mai departe. Apoi vorbim de partea de echipamente, care de obicei sunt complexe și sunt personalizate pentru operarea unui anumit clădiri. Avem partea de ventilație, partea de securitate, de energie, de comunicație, de încălzire și așa mai departe. Aici o să folosim Inventor și Revit, iar în prima parte o să adăugăm și partea de configurator, pentru că vorbim de produse de catalog. Urmând apoi să vedem elemente și sisteme fabricate după comandă pentru anumite clădire, și aici între pereții, cortină, diverse placări, casa, stării, balustrade, coșuri, luminatoare. Iar pentru partea de, să spunem, materie primă sau parțial procesată, nu vom apropia această zonă, pentru că nu putem să ne ducem cu produsele până acolo. Aici vorbim de, vedeți, sticlă, ceramidă, fabricate, boxe și așa mai departe, partea de intrare în fabricarea acestor produse. În privința tipului de echipament și cât este el de pezabil pentru a-l transfera din partea de producție către partea de construcții,
Avem două axe, jos avem partea de interacțiune cu clădirea, iar pe ordonată avem numărul de variații ale acestui produs într-un singur proiect, câte versiuni, câte variante de produs putem să avem. Aici, în zona roșie și în zona în care ne aduce cele mai multe provocări, e vorba de familie parametrice care au o variație foarte mare într-un singur proiect revit și modificarea tipului de familie este controlată de regulă de setările sistemul MEP, partea de conducte electrice. Aici este cumva similar inventorului propagat sub un pipe, variază atât modelul în sine cât și tipul de conexiune. Zonele galbene, cele mai, mai accesibile, se referă la interacțiunile familiei de produse cu golurile din clădire, pentru că aceste goluri de regulă sunt controlate de către arhitect, nu de către producătorul ușii. Și apoi, tot variații mari în cazul unei clădiri, avem tipurile de diverse mobiliere, unde aici familia se modifică dinamic și mai mult aici vom obține și o modificare de material. Iar zona verde cea mai ușor de accesat, e vorba de echipamente care nu au variații mari într-o clădire, iar interacțiunile lor cu restul clădirii sunt mai reduse. Am avut un webinar anul trecut care ataca cumva același subiect, fluxul de lucru către, de la Inventor către Revit. Acolo era și AutoCAD Plan 3D. Îl puteți găsi pe site-ul nostru de YouTube. Nu există acolo înregistrarea. În acest webinar prezentasem 5 fluxuri de lucru. Era vorba de obiecte care sunt utilizabile imediat. Era vorba de cele care se leagă de o anumită suprafață de pereți, de plafon, de partoseală și unde trebuie să adăugăm o parte suplimentară de inteligență acestui model. Și într-un final, pe partea de plan, discutasem de utilizarea datelor în partea downstream și mai departe către commissioning și partea de mentenanță. Aceste trei zone fusese deja acoperite în acel webinar, ceea ce nu prezentasem în acel webinar era vorba de partea de catalog, de obținerea modelelor pentru partea de construcții de la producător la cerere, adică de pe site-ul propriu, sau anumite construcții specifice unui anumit proiect. O să reau un pic partea de publicare directă, pentru că ea arată fluxul direct de export din Inventor către Revit, urmând ca apoi să ne uităm la partea de obținere a elementelor de la producător la cerere, adică direct de pe site-ul lui. Și o să vedeți și niște exemple concrete ale unor producători care își au astfel de produse pe site, de unde se pot descărca modelele direct pe site-ul propriu. Aici urmărisem trei faze, partea de proiectare în care nu o să intrăm foarte adânc, o să ne referim mai mult la partea de simplificare a respectivului produs, pentru că nivelul de detaliu necesar către Revit este mult redus, unde avem nevoie de dimensiunile lui, informațiile de clasificare ale lui și, bineînțeles, conexiunile cu restul de echipamente, restul de sisteme din clădire. Iar apoi, utilizarea acestui produs direct în Revit. Și ca să intrăm direct în această prezentare, pornim de la aplicația de proiectare, în Inventor, în care avem deja acest subansamblu ca producător efectuată, să spunem, la nivel de detaliu maxim, pentru că avem nevoie de semn de execuție, rămânând ca acest model să-l putem simplifica pentru a-l trimite, a-l exporta mai departe către partea de Revit. Acest mod al simplifica este extrem de ușor, este vizual, ne permite să vizualizăm în orice moment care sunt acele elemente care vor pleca mai departe către export, către Revit, și să reducem în acest fel nu numai numărul de obiecte, ci și modul de reprezentare în model. Putem să ascundem ușor elemente de care nu avem nevoie, să acoperim golurile de care nu avem nevoie, să trimitem mai departe. Mai multe sunt informații pot în timpurile confidențiale și pe care nu vrem să le trimitem. Evident, așa cum am arătat în definiție, acel nivel detaliat de la început, arhitectul sau constructorul nu are nevoie de aceste informații, pur și simplu sunt suplimentare. Un al treilea motiv ar fi că dimensiunea acestei familii pe care o să exportă de Revit va fi una cât mai mică posibil, pentru că nu vrem să încărcăm modelul cu fișiere de dimensiuni foarte mari. Pe lângă
vizibilitate putem să setăm și texturile acestor elemente, astfel încât ele să arate cât mai real posibil în cadrul unei eventuale randări pe care o putem face mai departe în Revit. Prin urmare, după simplificarea modelului, care salvează într-un nivel de reprezentare diferit atât și în Inventor, nu numai în Revit va pleca așa, va rămâne să definim care sunt acei parametri pe care vom trimite mai departe și pe care vom folosi în clasificare. Toate aceste proprietăți sunt trimise mai departe către export. De aici se creează ușor o piesă simplificată, iar această piesă simplificată va fi exportată mai departe către Revit. Aceste informații obținute în piesa derivată din ansamblu sunt ușor de copiat din ansamblu inițial, astfel încât să avem aceleași informații cu modelul de producție original. Acest model simplificat va rămâne tot timpul de acum încolo într-o asociativitate între ceea ce exportăm și modelul inițial de producție, pentru că Inventor păstrează legătura între obiecte. Sigur, dacă cei de la construcții vor avea nevoie de un update de model, el va trebui reexportat. Într-un exemplu viitor o să putem observa și cum putem automatiza aceste exporturi, care pot fi definite pe diverse dimensiuni ale produsului respectiv. Aici vorbim de un produs care intră în zona de coliziuni mici, reduse cu restul a clădirii și care nu are o variație mare în cadrul unui proiect Revit. Bun, se definește sistemul de coordonate, evident necesar pentru amplasarea în Revit și se definesc conectorii pentru sistemul de încălzire. Pentru fiecare conexiune în parte, putem să definim ce sistem este și diametrul nominal al respectivei sesi. Suplimentar, putem să preluăm partea de proprietăți pentru fiecare element în parte, chiar din descrierea din Inventor. Apoi, ultimul pas este exportul acestui echipament, care poate fi făcut în format ADSK sau RFA direct, și plasarea lui într-o categorie Omniclass corespunzătoare, astfel încât Revit o recunoască și să o clasifice direct în familie. Putem să selectăm care sunt acele proprietăți pe care dorim să le exportăm, care să fie suficiente pentru ce care folosește în proiectul de clădire. Trebuie să introducem codul de producător, eventual și un link către site-ul propriu, unde poate găsi informații suplimentare. Și de aici nu există decât exportul către fișierul extern. Repet, acest export se poate face atât în ADSK cât și în format de familia Revit RFA. Putem să observăm și un raport al exportului, astfel încât să vedem ceea ce s-a exportat și care informații au plecat mai departe către Revit. Spuneam că acest export poate fi automatizat, pentru că formatele ADSK, RFA și IPC nu pot fi obținute cu Stevaz, ele se obțin prin comanda export. În acest sens, ne ajută modulul iLogic din Inventor sau chiar intrând în partea de programare ca să automatizăm crearea acestor fișiere în serie, în mai multe locuri. Mai ales când variază ceva în dimensiunile lor și atunci trebuie să generăm pentru fiecare parte pe un alt model. Un exemplu și în acest sens rapid este pentru o parte de copertină de parasolar în care, bineînțeles, ea variază. Ceea ce rețineți din aceste linii de cod este numai faptul că se exportă un fișier în acelui denumire intră de fiecare dată parametrul lungimii acestui obiect. Prin urmare, viitor voi schimba în eventul lungimea lui. Inventor se va ocupa de redimensionarea lui printr-o casă de dialog destul de simplă, dar care mă ajută foarte mult să schimb datele și să observ cum se schimbă modelul meu. Iar la momentul exportului în familia Revit voi obține un fișier care undeva în componenta denumirii va avea și lungimea, astfel încât să pot identifica
în mod unic față funcție de lungimea lui. Rămân apoi să fac exportul acestui fișier și să-l aduc în Revit. Pentru că acest obiect are definit un template de conectare pe perete, automat această structură pentru parafolar se va duce în categoria direct, corectă și se va conecta direct pe peretele clădirii. Observați că numele familiei avem și cota de 5.000, care este cota respectivului respectivă familie. Trecând peste aceste prezentări care țin de exportul direct din Inventor către Revit, ajungem la partea de configurator, la partea de catalog, așa numitul Configurator 360, care mă ajută să îmi public bibliotecile către site-ul propriu. Opțiunile pe care le am în a face acest export, în a crea și a modifica ulterior aceste biblioteci, țin odată de partea de aplicație de creare, care înseamnă publicarea bibliotecii, unde avem, cum ați văzut anterior, o simplificare, un export, un upload pe site și aici putem să personalizăm produsele și să gestionăm ulterior alte modificări care pot apărea pe partea de producție. Apoi putem să generăm familiile Revit, în care putem să importăm model în format SAT, putem să îl utilizăm ca în crearea de alte operații Revit, dar modificările în acest sens se fac prin reimport și update sau chiar rebuild în partea de Revit. În partea de configurator avem simplificarea și publicarea în configurator. Aici avem produse care au opțiuni de configurare și atunci un beneficiar care poate fi intern sau extern se poate, să spunem, autoservi, adică intra pe site și își configurează singur produsul din gama respectivă și de asemenea va putea să aibă aici un update permanent al modificărilor pe care respectivul producător le poate face în decursul timpului la acel produs sau la orice produs. Dar ultima variantă a fi să comandăm unor firme terțe care să ne modeleze modelele native în Revit, care aici avem sigur tipicitatea acestor modele cu goluri, fără goluri, reprezentări VR2T și sigur să avem un cost pe fiecare piesă de catalog pe care o dorim să o modelăm și să obținem în Revit. Atunci, pentru că avem deja două aplicații care sunt publice informația către Revit, să punem întrebarea: folosesc Inventor sau folosesc Configurator 360 sau când să folosesc Inventor și când să folosesc Configurator 360. Iar aici e relativ clară treaba. Din Inventor mă duc pe dimensiune unică, pe cursă de comandă și biblioteci statice, nu dinamice de obiecte, iar distribuirea lor se face pe rețeaua internă sau pentru o rețea de partener, nu prin web. Atunci când discutăm de un hosting pe website, ajungem la partea de configurator, unde sigur avem produse configurabile, deci vorbim la dimensiuni, când vorbim de diverse componente care se schimbă sau apar și dispar din componenta produsului și mai e avantajul că un beneficiar poate să-și configure singur pe website, poate să face formatul pe care îl dorește și să-și utilizeze produsul în propriul proiect. Iar pentru cerințe complexe, va trebui să generăm modelul nativ direct în Revit. Și aici intrăm în ultima categorie în care dezvoltăm singuri în casă sau angajăm o firmă terță care se ocupe de partea de dezvoltare de produse mai complexe și care au operații care trebuie să fie recunoscute în totalitate de către Revit. Fluxul de lucru cu Configurator 360 este relativ simplu. Se modelează produsul, se publică, se uploadează în site și aici vom avea o parte întreagă de configurare. La final acestei configurări vom putea să descărcăm într-un anumit format acest produs pe care tot noi ca și producător îl decidem și să fie utilizat mai departe modelul în proiectul de construcții, în proiectul BIM.
care ar fi avantajele pentru producători, și aici am zis partea de inventory, este că își au propria lor bibliotecă BIM, în care nu au nevoie de experiență Revit, și își oferă produsele BIM direct acolo unde le și promovează, adică pe site, unde au și documentația respectivă, unde au și certificații, imagini, totul se găsește cumva în același loc. Apoi poate să actualizeze imediat ce se schimbă aceste produse sau imediat ce apar produse noi. Mai mult pentru ei ușor că această bibliotecă BIM rămâne asociativă cu modelul Inventor. Cu alte cuvinte, se schimbă modelul Inventor, se schimbă automat modelul BIM. Pentru cei care utilizează aceste produse în Revit, poate ați văzut anumite site-uri, ele au deja undeva în confort product configurator, configurator de produs, pe care puteți accesa pe lângă site-ul în sine și documentația respectivelor produse. Aici putem să ne descărcăm la un nivel, anumit nivel detaliere produsul, el poate fi oferit la mai multe niveluri detaliere decât pe producător. Tot la fel avem această ocazie unde ne uităm cu produsul, unde găsim specificațiile, unde găsim partea de broșuri, unde găsim restul de detalii, deci partea de website, și ne configurăm singur după nevoile noastre, ne descărcăm formatul și avem imediat produsul. Mai mult, suntem siguri că ceea ce găsim aici pe site este ultima variantă a respectivului produs pe care îl oferă respectivul producător și nu avem probleme că folosim un produs cu specificații vechi. Configuratorul utilizează și el partea de export din inventorul BIM Exchange, deci lucrăm pe aceeași parte cu adăugarea de categorii de clasificări ale obiectului pe care Revit le recunoaște și de asemenea le poate folosi pentru exportul unul din cele două formate de FK sau SFA, bineînțeles putem să le exportăm și în ITC. Și un prim exemplu ar fi o piesă de mobilier în care pur și simplu o simplificăm și pe ea la nivelul pe care un producător, un utilizator în partea de construcție îl dorește. El nu are nevoie de toate detaliile pe care noi ca producători le avem nevoie în a fabrica acest produs. Și putem să exportăm aceste informații tot în mod automatizat, iarăși foarte ușor printr-o casă de dialog care să împreia cote de gabarit și formatul blocului respectiv. Mai mult putem să adăugăm aceeași textura și să bifăm nivelul taliere pe care dorim să le exportăm. El corespunde unui nivel taliere din inventor. Acest lucru este foarte ușor de construit, mai ales că cele două variante rămân asociative. Urmând ca similar să exportăm acest model cu proprietățile aferente, să-l clasificăm. Numai că acum nu îl ducem direct în Revit, o să-l ducem în Configurator 360. Deci o să-l suim, o să-l uploadăm direct pe site. Aceste informații sunt necesare pentru Revit și ele vor fi preluate toate cu site-ul și vor fi iarăși preluate ulterior. Totul se efectuează din interfață, nu trebuie să ieșim din interfața Inventor. După ce am creat modelul, putem să încărcăm direct în produsul respectiv. Să vedeți că acele opțiuni care le-am definit ca importante în parametrii aceia de produs vor apărea automat în partea de site. Aici putem să organizăm produsele după diverse grupuri de download pe categorii, în care să definim pentru fiecare grup care sunt tipurile de formate pe care le permitem un utilizator să le descarce. Și dacă mai avem anumite elemente pe care le dorim eliminate din modelul final. E vorba de piese mici, e vorba de piese după vizibilitatea lor, e vorba de goluri interioare, e vorba de goluri după perimetru și așa mai departe. Sunt elemente care sunt partea procesului de simplificare. Crearea unui grup se face ușor direct în partea administrare a acestui configurator. Și putem cu drag and drop să organizăm produsele după grupe, să le grupăm după anumite criterii. Iar aici să stabilim pentru fiecare grup în parte care sunt formatele pe care dorim să le oferim pentru download. Putem oferi AutoCAD 2D, 3D sau bineînțeles familii Revit sau pur și simplu fișiere de vizualizare cum este PDF sau 3D WF.
elemente pe care utilizatorul le poate vedea interfață și chiar descărca. Poate să fie pur și simplu un fișier read-only pe care el numai să-l vizualizeze. Așa va arăta pentru utilizator partea de interfață, în care în partea stângă va observa opțiunile pe care am văzut mai devreme și în eventul, sunt exact aceleași, în vorba de blar, de lungim, de finisaj și de nivel de avere pe care îl dorește. Odată configurată interfață această componentă, e foarte ușor, într-un final, să o descarce, într-un informațiile permise de către cel care a construit site-ul. Rămânând ca ulterior, bineînțeles, să încercăm familia Rails și să o folosim în proiect. Familia vine deja denumită cu cotele respective și deja clasificată corect. Toate informațiile sunt exportate din inventor, familia s-a deschis separat. Și eventual să și poate edita în anumită plajă de opțiuni. Un rezumat al acestui configurator, ceea ce ați văzut un pic mai devreme, avem un setup configurat prin partea de inventor, avem un model pe care îl includem, exportăm proprietățile pentru Revit, creăm reprezentări pentru a controla care componente sunt vizibile și adăugăm informațiile relevante pentru BIM. Încărcăm acest produs în configurator, conform cu partea de BIM și obținem astfel un catalog disponibil pentru consum. Pe către oricine este în această zonă și dorește să-și folosească și să-și includă în proiecte propriile noastre echipamente, dacă le poziționăm pe partea de producător. Un astfel de exemplu îl puteți găsi pe Build-A-Hood, au site-ul deja configurat cu produse, e vorba de niște hote, și puteți să accesați acest site și să-l vizitați cu el. Așa cum am spus la început, o să încheie acest webinar cu două exemple care conectează Inventor, poate o automatizare sau susținere de programare a lui Parallel Logic cu partea de programare a Revit-ului cu partea de Dynamo. Primul spus de lucru se referă la exportul unui plan și echipamentelor cu piesă în acel plan din inventor pe Revit. Ceea ce dorim să obținem în acest exemplu este preluarea echipamentelor deja dispuse în inventor și amplasarea lor în Revit în aceeași poziție și în același, și în aceeași orientare. Deci vrem să avem totul exportat exact așa cum l-am aranjat în inventor în Revit. Lucru care nu este posibil cu ceea ce ne oferă aplicația by default, out of the box. Și în acest sens vom folosi iLogic și Dynamo. Alte cuvinte, vom prelua aceste elemente, duce în Revit și vom obține și tabelul de extracte pentru respectivele componente a Revit. Vom folosi, cum spuneam, iLogic din Inventor, vom folosi Dynamo și vom plasa aceste elemente în Revit. Pașii pe care avem de făcut este exportul tuturor componentelor din nivel superior din inventor și extragerea pozițiilor lor într-un format CSV sau Excel. Apoi vom insera fișierele exportate în proiectul Revit, vom utiliza Dynamo pentru a conecta tabelul pe care am exportat din inventor cu elementele, cu familiile din Revit. Acest script va citi tabelul, va căuta numele familiilor și le va amplasa în model, fiindcă de poziția lor inițială și fiindcă de orientarea lor în plan. Apoi, fiecare aceste instanțe putem să atașăm informații suplimentare specifice proprietăților din Revit, informații care se apară ulterior în schedule, în partea de extras. Și o să începem cu pasul întâi, partea de inventor, unde avem aici modulul factory din inventor, unde avem plasate mai multe echipamente. Bineînțeles că aici avem și propria listă de materiale. Implicit, aici o să observați că unul dintre echipamente este un subansamblu, prin urmare va trebui să simplificăm, lucru care se reface foarte rapid, pentru că avem aceeași denumire de nivel de detaliu în ansamblu mare, cât și în subansamblu inferioare, astfel încât această transformare se produce instant.
reducând în felul ăsta volumul sau dimensiunea fișierului pe care le exportăm. Apoi vom lansa partea de logic, în care avem două reguli. Prima regulă îmi pregătește modelul pentru Beam Exchange și îmi atașează informațiile respective în modelul exportat și îmi și face exportul efectiv al fiecărui subansamblu de nivel superior într-o familie Revit. Iar cel de-al doilea comandă îmi exportă în Excel denumirea fiecărei familii, poziția ei și unghiul de rotație. De fapt, putem configura aici ce informații dorim să exportăm. Pentru a-l utiliza mai departe în Revit, este important să reținem numele acestui fișier și locația lui, precum și denumirea sau worksheet-ului. Apoi, în acest model, în acest fișier, putem să reorganizăm informația dacă dorim. Putem să schimbăm denumirea worksheet-ului pe care îl citim sau poziția lui pe hard disk. Ce mai rămâne de făcut în Revit, în proiectul Revit, este să încărcăm aceste familii și apoi să rulăm scriptul Dynamo care importă, pe familie importată aplică fișierul Excel. Aici putem să vedem foarte ușor care este fișierul pe care îl exportăm și care este denumirea worksheet-ului din el. Rămân care sunt informații din coloane să le transmitem în fiecare către familiile pe care le găsim în Revit. Numai de modificarea scriptului este foarte facilă, pentru că nu trebuie să-i spunem Excel-ul și primul și. Încărcăm familiile pe care le-am exportat cu prima regulă din Inventor. Ele vor avea același nume ca și exportul din Excel. Din urmare, pentru Revit va fi ușor să găsească conform acelei coloane toate aceste denumiri din proiectul propriu. Și nu mai rămâne decât să rulăm scriptul de Dynamo, care face corelarea între informații în tabele Excel și denumirile familiilor din inserate anterior. Ca ultima etapă ar fi să obținem acel extras direct în Revit, pentru că informațiile sunt deja exportate către respectivele familii și să ne configurăm, bineînțeles, coloanele pe care dorim în Revit. Configurația acestui tabel ține de fiecare în parte și, bineînțeles, el poate prelua acele informații pe care le-am exportat. Ca să configurăm un template numai pentru partea de elemente pe care le importăm din inventor. Și al doilea flux de lucru pe care vreau să-l prezint este un flux care este intrat exact invers și anume utilizăm informațiile din Revit pentru a controla modelul din Inventor. Exact în sens opus. Ce vom face în acest caz? Vom exporta informațiile din Revit într-un fișier test și vom folosi în acest sens Dynamo pentru a automatiza această extragere. Aici vorbim de poziții și de dimensiuni ale unor panouri cortina. Apoi, după ce realizăm acest export, vom face legătura în Inventor între fișierul exportat și propriile modele pe care le găsim. Acest export-import în Inventor a durat în realitate 7 minute. Ceea ce a făcut el a salvat poziția fiecărui panou cortina, iar în Inventor am importat aceste poziții, iar Inventor generează pentru fiecare poziție în parte câte un panou la cotele respective și după dimensiunea respectivă. Regula Place Folder citește fișierul exportat din Revit, iar comanda Update Panels îmi generează fiecare panou în parte după cotele respective și îl pune la poziția definită în Revit.
câteva concluzii de utilizare a acestor trei aplicații împreună în tot acest BIM. Odată vorbim de eliminarea dependenței de către terți, pentru că îmi pot crea propriile produse. Pot să controlez eu modificările care apar la aceste produse. Pot să controlez și, în ultimul rând, partea de proprietate intelectuală, câtă informație export și ce informații atașez aceste informații, acestor date exportate către Revit. Și, în ultimul rând, sigur, folosesc aplicațiile care sunt deja recunoscute în industrie și vorbim de două aplicații principale, Autodesk Inventor și Revit pentru partea de BIM. Sper că acest webinar a fost interesant. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă aștept orice alte întrebări sau feedback aveți privitor la acest flux de lucru pe care îl propunem. Care mă situează practic în două locuri diferite, o dată pe partea de producător de echipamente și a doua oară pe partea de utilizator a acestor produse. În Revit sau în tot meu flux de lucru din. Încă o dată mulțumesc pentru răbdare și vă urez o zi frumoasă. La revedere!